Tot mai multe spații de joacă din Târgu Jiu au necesitat reparații ca urmare a vandalizărilor produse de persoanele certate cu legea și cu bunele moravuri. Mai mult, după lăsarea serii, aveau loc în aceste zone tot mai multe scandaluri produse de persoane tinere aflate în stare de ebrietate. În vederea reducerii acestor evenimente neplăcute, Primăria Municipiului Târgu Jiu are în derulare un proiect ce prevede instalarea camerelor de supraveghere video în toate locurile de joacă de pe raza orașului. Da, este un proiect care ne-am propus să-l realizăm anul acesta. Am și bugetat banii integral atunci când am elaborat bugetul. Această hotărâre a fost luată datorită mai multor întâmplări care au avut loc anul trecut. În primul rând, au fost vandalizate foarte multe locuri de joacă, Primăria Târgu Jiu fiind obligată să cheltuiască câteva miliarde bune pe înlocuirea echipamentelor din locurile de joacă. Și de asemenea, un alt fenomen care s-a întâmplat în special pe timpul verii, după orele 10-11 seara, erau foarte multe scandaluri provocate de persoanele în stare de ebrietate. Din acest motiv, echipa municipiului Târgu Jiu a luat această decizie. Respectivul proiect urmează să intre în faza de licitație la jumătatea lunii iunie. Indicatorii necesari au fost aprobați în ultima ședință a Consiliului Local. Vom intra în fază de licitație a execuției undeva la mijlocul lunii iunie. Mai am de menționat faptul că în ultima ședință de Consiliul Local au fost aprobați indicatorii în urma predării de către proiectant a proiectului tehnic pentru această lucrare. Bogdan Bejinaru, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a menționat faptul că pe lângă aceste locuri de joacă, proiectul presupune supravegherea video a întregii parcări de tiruri de la Coloana Infinitului, loc în care tinerii obișnuiesc să își petreacă serile. De asemenea, tot pe acest proiect am prins și supraveghere video a parcării de la Coloana Infinitului sau parcarea de la cimitir, cum o știe toată lumea, pentru că au fost înregistrate foarte multe evenimente pe parcursul anului 2021.